Bună ziua și bine te-am regăsit! Știu că îți doresc să afli cum să-ți îndeplinești mai ușor și mai bine scopurile. Astăzi vom discuta despre ce și cine mă ajută să-mi realizez scopuri. Ei bine, depinde în primul rând de tine ca realizarea scopului să se întâmple. Cele mai multe dintre decizii sunt bune dacă analizezi critic ce resurse necesită atingerea unui scop. Totul începe cu formularea corectă a unui scop personal. Neuroștiința spune că încrederea ține de modul în care gândim și comunicăm, de respectarea regulilor individuale și sociale. Un set de întrebări la o anumită vârstă este esențial pentru că este util să ai o minimă strategie bazată pe accesul la resurse și asumarea eșecului. Deci, care este scopul tău, ce nevoie și dorințe au stat la baza acestui scop, de ce îmi propun acest scop și, evident, este realist scopul meu? Ai resurse? Sunt ele suficiente? Care sunt costurile pe care le implică intrarea în posesia lor? De multe ori, scopurile sunt nobile, dar resursele sunt prea puține și e nevoie poate de mai mult timp pentru atingerea lor. Elevii au resurse diferite, ritmuri diferite de a le pune în mișcare și tu ești unul dintre aceia. Să descoperim împreună principalele tipuri de resurse, în funcție de natura lor. Resursele materiale sunt cele mai ușor vizibile. Fără ele nu putem desfășura activități simple sau complexe, în funcție de context. Presupun plata unui preț de achiziție și cu cât sunt mai rare, cu atât sunt mai scumpe. Resursele umane reprezintă factorul activ și determinant al activităților economice, de la mica producție la marea producție a marilor firme multinaționale. Tu vei deveni antreprenorul și sau angajatul de succes de mâine. Resursele financiare atrag de cele mai multe ori cele mai multe priviri. Acestea sunt economiile personale, creditele sau alte surse de finanțare. Limbajul financiar este parte din viitorul tău vocabular. Resursele informaționale sunt cele mai puțin vizibile în economie, dar și ele contează la fel de mult. Sunt prezente în viața noastră sub diverse forme. Sunt convins că știi. Timpul este principala resursă pe care nu o vom putea depozita sau reduce, dar o putem utiliza în favoarea noastră. El trece mai repede sau mai încet în funcție de percepția asupra activităților noastre. Acum e momentul pentru a identifica resursele cunoscute din imagine. Și nu uita să precizezi importanța acestora în viața de zi cu zi. Notează-ți-le! Ai reușit? Sunt convins că da. Perseverează! Este foarte important să-ți planifici resursele. Ai nevoie de informații, cunoștințe și o serie de instrumente. Hai să vedem, în continuare, cum gestionăm eșecul. Eșecul face parte din viața noastră și, bineînțeles, că și din a ta. La fel ca succesul, trebuie să fii gata să-l gestionezi. Nu vei reuși să atingi scopurile întotdeauna, este normal. Tuturor ni se întâmplă mai devreme sau mai târziu acest lucru. Îți propun, în minutele următoare, să asociezi resurse pe care le vei identifica în imagini cu posibile scopuri ale unui elev de clasa a 8-a. Nu uita că ele pot fi combinate eficient și că depinde în primul rând de tine dacă raportul efecte-eforturi este unul care o să justifice deciziile tale din viitor. Nu uita că este normal să te confrunți cu eșecuri. Hai să vedem cum poți să depășești nereușitele. Răspunde sincer și cât mai repede cu putință.
Ești în continuare motivat sau motivată? Ai făcut tot ce ai putut în situația dată? Care sunt lucrurile pe care le puteai face astfel? Și în fine, cum vei pune în aplicare informațiile învățate din această situație? Suma reușitelor și a nereușitelor îți vor defini viitorul. Vor urma și alte resurse educaționale dedicate educației economico-financiare.